Salut, dragii mei prieteni! Mă numesc Florin, sunt convins că poate v-ați obișnuit cu mine, având în vedere că în fiecare dimineață, pe la orele acestea, între 5:30 dimineața și 7:08, apar cu câte un clip în care vă vorbesc, încerc să deschid anumite subiecte legate de socializare, dragoste, sex, iubire și tot ce înseamnă conversații, ca să mă exprim așa. Aș vrea să vă rog din tot sufletul meu, dacă se poate, să nu mă criticați, dacă o faceți, măcar faceți-o într-un mod cât se poate de plăcut, măcar atâta lucru pot să beneficiez și eu din partea dumneavoastră. Și pentru ziua de astăzi vreau să vă provoc la ceva, cred eu, plăcut. Adică așa sper să fie plăcut pentru dumneavoastră. Înainte de a vă provoca, vreau să știți și câte ceva despre mine. Asta pentru faptul că mă gândesc că se nasc întrebări și vreți ca orice om, ca orice persoană să aflați câte ceva despre mine. E bine, eu locuiesc în Târgoviște, am și eu un copil de vârstă 4 ani. În celelalte videoclipuri bănuiesc că ați văzut și ați aflat acest aspect. Am și o soție, slavă cerului, pe care pe această cale aș vrea să îi spun că o iubesc și sunt convins că o să privească și acest clip și vreau să știe că o iubesc din tot sufletul, așa cum este ea, cu greșeli, cu bune, cu rele. E soția și mama copilului meu, pe care sincer vreau de fapt să știți că o apreciez foarte mult. Locuiesc într-o cameră nu foarte strălucită, ca să mă exprim așa, din punct de vedere financiar, pentru faptul că nu mi-am permis ceva ce nu pot avea, așa că mă mulțumesc cu această cămăruță mică. Și ce să vă mai spun? Să vă mai spun și despre vârsta mea. Am 29 de ani. Anul acesta fac frumoasa vârstă de 30 de ani. Nu știu cât de frumoasă poate să fie. Depinde acum ce mi va aduce anul, ce surprize și prin ce obstacole mă va mai trece. Vreau să vă mai spun că meseria mea adevărată e de tâmplar universal, dar dacă mă veți întreba cumva dacă am practicat-o vreodată, ei bine, am să vă spun că nu, habar n-am. În schimb, să bat un cui sau să fac un dulap din pal sau depinde, lucruri de ale case le pot duce la bun sfârșit fără probleme. Nu într-un mod foarte bun ca un maestru, dar încerc prin puterile mele să fac ceva cât să se bucure familia mea și să ne folosim de el cu mult drag. În schimb, aș putea să vă spun că am fost atras de la o vârstă destul de mică de pictură, desen pictură, și am făcut acest lucru cu mult drag, cu o pasiune puternică pentru acest dar primit din partea lui Dumnezeu, lucru care îi mulțumesc pe această cale. Și merg în fiecare vară pe litoral, unde acolo fac portrete clienților, oamenilor dorniți de a avea un portret. Ce mă doare cel mai tare, că în zilele noastre, bine, și cred cu tărie că și în alte dăți, pictura dintotdeauna a fost un punct de atracție pentru tineri sau pentru oameni în general mai scăzut, dar important este că poate ajunge în sufletele lor ușor și fără prea multe greutăți. Pictura pentru mine a fost în anii 99, 2004, 2005,
o dorință puternică de a deveni un artist cunoscut pentru țara mea, mai pentru început, mai bine spus, pentru orașul meu. Aș putea spune că am reușit această performanță frumoasă, dar din păcate ceva s-a întâmplat în viața mea și atunci nu am mai putut sau nu mai pot spune că această performanță frumoasă de a deveni pictorul sau portretistul orașului meu mai ar putea fi, nu găsesc un mod de exprimare mai plăcut. Sper că mă fac destul de înțeles sau mă veți înțelege. Iertați-mă că nu am un vocabular atât de puternic, atât de bogat, care să vă facă plăcere să mă priviți și să vă stârnească curiozitatea de a vă uita până la capăt la mine. Ei, lăsăm asta deoparte, haideți să vă spun ce provocare am eu pentru dumneavoastră. Una din ele ar fi să veniți cu sugestii legate de ceea ce fac eu. Repet, nu mă înjurați. Dacă mă înjurați, înjurați-mă într-un mod plăcut totuși. Adică sunt de acord cu mustrări, cu critici, dar nu cu înjurăturile. Cred că suntem oameni și am putea, de ce nu, să intervenim într-un mod corect și frumos. O altă provocare pentru dumneavoastră, aș vrea să vă rog, dacă puteți, să puneți întrebări legate de viața mea, legate de situația mea, de tot ce sunt eu. Sper să doriți să faceți asta, de aceea vă și provoc, de aceea și vă spun să veniți și să faceți asta. În schimb, aș prefera, dacă se poate, să faceți posibil, dacă vreți, bineînțeles, și v-a plăcut și vă place, să mergeți, să distribuiți sau să dați like-uri, nu știu, dumneavoastră decideți, dumneavoastră sunteți momentan șeful meu din momentul în care veți viziona și veți hotărâ să faceți asta. În viitor am să vă arăt majoritatea familiei mele. Nu e mare, e mică, dar important e că există dragoste, înțelegere și dorința de a face ceva frumos pe viitor în familia mea. O altă provocare, dacă doriți să faceți portrete, picturi legate de școală, legate de viață, nu știu ce vreți dumneavoastră, vă rog din suflet. Cereți-mi, nicio problemă, am să vă las un număr de telefon acolo și mai multe detalii le veți găsi pe canalul meu de YouTube sau pe Facebook, căutându-mă cu Speranța Vieții, scuzați-mă, Speranța Vieții, nu știu ce voi avea cu Speranța Vieții, Speranța unui artist, așa se numește canalul meu de Facebook, cât și cel de pe YouTube. Mă veți găsi și pe Google, pe mai multe site-uri de socializare. Iertați-mă, din nou vă spun, îmi cer scuze pentru faptul că auziți des lucruri care nu știu cât de plăcut este urechilor dumneavoastră. Cert este că vreau să fiu cât se poate de plăcut în ochii dumneavoastră. Vă doresc o zi bună, un sfârșit de săptămână cât se poate de plăcut și un weekend plin de momente satisfăcute, plăcute și bogate. Sănătate și numai bine! Vă pup!